Iată noi, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghim, Adrian Simonin este numele meu și sunt în biroul primarului orașului George, domnul Ian Burean. Înainte de publicitate, vorbeam despre ceea ce oferă stațiunea George Băi turiștilor la ora actuală și despre ceea ce ar trebui să ofere. Știu că la un moment dat, într-o ședință de Consiliu, ați discutat parcă cu reprezentanții ai hotelurilor, ai unităților de agrement, în care le spuneați că ar trebui sau ar fi bine dacă și-ar lărgi într-un anume fel oferta și pe restoranul timpurilor. Propuneați atunci ceva de genul piscine acoperite, tot felul de lucruri de bazine, bazine acoperite. În ce stadiu a rămas propunerea noastră? Că de impus nu le puteți impune. Nu, acolo este o complexitate de probleme care trebuie rezolvate și dacă se poate cât mai repede. Sigur că efortul administrației locale este zadarnic, dacă este singular. Aici trebuie să acționeze atât administrația, cât și unitățile economice, chiar și Consiliul Județean, pentru că, să fim cinstiți, stațiunea George Băi este căutată de către toți locuitorii județului și de către toți românii, la urma urmei, și chiar de către străini. Și atunci toți avem atribuții și tuturor ne place să avem o carte de vizită bună, demnă pentru anul 2013. Pentru aceasta vreau să vă spun că avem unități care se preocupă să se dezvolte zi de zi. Este un exemplu bun Sece Vacanța, este un exemplu foarte bun Complexul Gemisara, dar avem și unități care, din păcate, sunt în insolvență sau, și mai rău, ajung să dispară de pe harta stațiunii. Și acestea blochează. De exemplu, au concesionat terenuri pentru a-și extinde activitatea. Prin, știu eu, ce apendice acolo, un teren de sport sau un bazin sau un părculeț și așa mai departe. Și ajungând la acest stadiu, la insolvență, sigur că au abandonat și lucrarea respectivă. Și atunci au blocat întreaga activitate. E normal, din bun simț, la ora actuală ar trebui să renunțe la concesiune, ar trebui să dea primăriei înapoi ce au luat acum 10 sau 15 ani pentru reabilitare, pentru că aceste lucrări au fost duse până într-un punct și acolo au fost abandonate. Și acestea grefează asupra întregii activități din stațiune, adică ne blochează, nu putem să facem ceea ce dorim să facem acolo. După aceea, există o serie de tentative din partea noastră care necesită foarte multe investiții. Un exemplu banal, la urma urmei, folosirea nămolului. Noi am mai folosit cândva nămolul din George Băi, prin 87-88, înainte de Revoluție. Dar, la această dată, pentru folosirea nămolului, trebuie proiecte, trebuie aprobări, trebuie o serie de demersuri și n-ar fi un capăt de țară. Însă, întotdeauna când este vorba de întreprinzător, nu se găsește că trebuie să plătească bani. Pentru a face un proiect în acest sens, cineva trebuie să intre în față, să plătească proiectul, să găsească tehnologia aplicării nămolului. Această tehnologie nu este deosebit de complicată, dar este o tehnologie pe care nu o putem aplica oricum și la întâmplare. Și iată că în astfel de probleme ne împiedicăm la această oră. De asemenea, extinderea bazinelor sau mai mult permanentizarea activității prin acoperirea unui bazin sau a mai multor bazine din ștrand,
necesită rezolvarea problemei juridice a terenului din stradă, problemă care nu este rezolvată nici la ora actuală. Deci acel teren se vinde de către minister, de către guvern. Trebuie pus banul jos și apoi proprietarul să își permită în continuare să extindă activitatea. Stați un pic, deci terenul se vinde, înseamnă că ștrandul stă pe un teren care poate primi oricând alt stăpân? Poate dacă cineva este întreprinzător și vine cu banul jos, sigur că da. Ce se întâmplă? Nu tot terenul. Deci o parte a terenului, pentru că o parte este teren cumpărat, este proprietate, iar o parte este teren care urmează să fie vândut. Da, am înțeles. Da, vă rog. Deci toate acestea trebuie rezolvate într-o ordine de priorități. Nu putem să ne ambalăm să facem lucrări pe un teren care nu ne aparține. Nu putem să folosim o bogăție naturală fără aprobări. Deci sunt mulți nu și acești nu trebuie înlăturați. Și înlăturarea lor se face cu pași mici și în limita posibilităților. Din nou ajungem la impedimente de ordin financiar și sigur că nimic nu este imposibil, însă am vrut să fac această dezvoltare a ideii tocmai pentru a se vedea că s-a făcut mult în Joagiu-Băie, dar încă mai este cale lungă până când ajungem la acea perlă despre care toată lumea vorbește și foarte puțin contribuie la realizarea ei. Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Pe lângă ștrand și toate lucrurile astea, ar mai fi și ceva momente istorice și câteva lucruri care constituie o atracție turistică. Ar fi Dâmbul Romanilor, ar fi drumul roman, da? Ar fi cascada, da. Am vorbit întotdeauna despre ele și nu că am vorbit, am luat și măsuri ca să poată fi vizitate și să poată fi locuri de atracție turistică. Numai că peste tot este necesar să avem drumuri de acces, peste tot este necesar să avem ce să vedem. De exemplu, la cascadă, construindu-se microhidrocentrala, s-a luat apa. Ei, ce cascadă mai este aceea fără apă? Deci am umblat de-a lungul anilor, aș putea spune chiar la deteriorarea unor monumente ale naturii. Lucru foarte trist pentru această localitate. Păi, și acea microhidrocentrală produce ceva sau e... Da, să zicem că produce, dar până când să-și dovedească rentabilitatea, mai este cale lungă. Iar cascada de bine de rău este în suferință de la construirea microhidrocentralei de acum vreo 6-7 ani. Înțeleg. Dar o capelă de ce vreți să construiți în Georgia? Pentru că foarte mulți cetățeni locuiesc la bloc. Vrem să construim și în Georgiu-Băi capelă, vrem să construim și în Georgiu-Centru. Mulți cetățeni stau la bloc sau chiar cei care stau la casă, ar fi mai mic deranjul pentru orice familie dacă acolo la capelă ar găsi toate utilitățile și dacă de acolo s-ar pleca pe calea finală cu răposatul și nu s-ar mai face atâta tevatură într-o gospodărie sau într-un apartament de bloc. Știu că v-ați propus sau că pe lista noastră de propuneri există un punct, un articol, ca să zic așa, unde spune cam așa, stabilirea unui program de liniște la blocuri. De da. Ce? De ce e prioritatea pe agenda primăriei chestia asta? Mai ales în Joagiu-Băi trebuie să avem în vedere acest lucru, pentru că în sezonul estival, într-adevăr, animația este deosebită. Avem tineri care ne vizitează din toate colțurile țării și chiar din străinătate și ar fi nedrept să ne punem o preliniște să nu se distreze. Însă nu pot să o facă pe seama liniștii pentru că altor cetățeni, pentru că în Joagiu-Băi, după cum bine se cunoaște, avem case de locuit, avem apartamente la bloc, deci avem o serie de vreo 600-700 de cetățeni care muncesc acolo și care vor pe timp de noapte să se odihnească. Și atunci trebuie să luăm
diverse măsuri ca să-i ocrotim și pe aceștia. Adică programul de liniște să fie într-o bună măsură respectat, iar discotecile să fie antifonate. Am înțeles lucrul ăsta. Spuneți-mi cum stați cu cele la baza sportivă? Așa, după cum vedem... Baza sportivă din Giurgiu. Din Giurgiu, da. După cum vedem, timpul permite, cam cu ghilimele, ce-i drept, să se facă o serie de lucrări de construcții. Noi am demarat aceste lucrări pentru că nu vrem să mai plătim chirie și pentru terenul de sport, pentru terenul de fotbal, cum am făcut-o în trecut, mergând la Orăștie, deplasând echipa pe cheltuieli. Avem o echipă fantastică, o echipă foarte bună, care are toate posibilitățile să avanseze, are posibilități reale prin jucătorii săi și prin dăruirea acestora să ajungă într-o grupă superioară, dar posibilitățile noastre de a o susține sunt limitate și dacă mai plătim, așa cum am spus, și terenul de joc, înseamnă că înmormântăm echipa și nu o ridicăm așa cum ne-am propus. Aveți rezultate la echipa? Da, categoric. Echipa a încheiat turul pe locul 3, este o echipă foarte bună, o echipă care are reale posibilități să avanseze și am dorit să o susținem în continuare. Spuneți-mi ce vreți dumneavoastră să faceți la piața agroalimentară din Giurgiu, care e mai mult piața chinezească din Giurgiu. Da, știți care este problema noastră? Dacă până în 89 utilitățile erau bine puse la punct, aveam aprozarul acela, depozitul sau magazinul de legume, fructe, aveam frizerie în Giurgiu, băi, frizerie în Giurgiu, cofetărie în Giurgiu, băi, cofetărie în Giurgiu, librărie și așa mai departe, la ora actuală acestea nu sunt. Păi, se pune întrebarea pentru orice vizitator, pentru orice turist, pentru orice localnic, la urma urmei. Dom'le, eu unde mă tund? Eu de unde iau un kilogram de roșii? Și toate aceste utilități trebuie să le readucem la viață, numai că este mult mai greu. Au dispărut și spațiile unde se practicau aceste activități. Au dispărut și comercianții. Au apărut, în schimb, acele căsuțe despre care eu am mai vorbit de atâtea ori și cu care nu mă pot împăca cât voi fi primar la Giurgiu, care nu își au rostul în Giurgiu, băi. Ele desfășoară un comerț necivilizat, proprietarii lor se extind până în mijlocul șoselei, pentru că își etalează marfa în afara magazinului, că în magazin nu prea se vede că este aglomerată marfa, sau este aglomerat magazinul. Și atunci, nu le merge atât de bine după cât expun de mult. Deci dumnealor expun că săracii vor să vândă cu orice preț. Însă nu prea sunt oameni cu bani care vin în Giurgiu, băi, să găsească ceva deosebit și să facă o achiziție valoroasă. Și atunci mai mult ne-am complicat. Adică am îmbâxit o zonă care era foarte bine aerisită și care punea în evidență ștrandul și împrejurimile și n-ar fi fost nevoie de un asemenea chici. Dar odată ce acestea s-au construit, nu s-ar putea schimba fața stațiunii decât prin înlăturarea lor. Ori înlăturarea lor de acolo, demolarea, practic, ar aduce prejudicii fiecărei familii, fiecărui întreprinzător care a cheltuit o mare sumă de bani pentru ridicarea lor. Nu, dar ei sunt în legalitate acolo? Da, sunt în legalitate, dar sunt și în justiție în același timp, pentru că li s-au promis niște avantaje la construire. Am înțeles că fostul constructor i-a abandonat într-un stadiu oarecare al lucrărilor și la această dată fiecare și-a apropiat căsuța așa după cum l-au ajutat buzunarele. El arată în fel și chip, deci nu sunt toate patent, adică nu sunt toate după un proiect tip.
și mai au și termene de judecată pentru diverse pretenții ale proprietarilor sau ale constructorului, că nici el l-am înțeles că nu este mulțumit cu suma pe care a primit. Aha. Deci, a abandonat lucrarea, dar nici n-a primit suma în totalitate. Pe deci, care a făcut-o el. Da. Este, o, este așa o tebătură urând mirositoare în care nu știu dacă eu am vreo atribuție sau dacă ar trebui să intru prea tare, pentru că e de domeniul trecutului. Am înțeles lucrul ăsta. Spuneți-mi, vreau să aveți și un cartier de cetățean la George, un cartier care uneori vă dă bătăi de cap, alteori nu. Ce puteți face pentru, ce v-ați propus să faceți pentru acest cartier? Vor fi investiții? Două lucruri esențiale. Igienizare și locuri de muncă. Care igienizare? Păi, igienizare înseamnă să ne punem la dispoziție 24 de ore din 24 apă curentă, canalizare, energie electrică, pentru că, după cum bine se cunoaște, ei nu au posibilități nici să se racordeze la curent, nici la gaze, nici la apă, nu au posibilități financiare și atunci mergem foarte tare pe costurile comunității locale, pe costurile primăriei și eu aș dori foarte mult să le putem construi și o așa zisă baie publică, o baie populară, chiar acolo în mijlocul cartierului și apoi să dezvoltăm niște activități aducătoare de venituri pentru că har Domnului forță de muncă este din belșug. Și nu sunt refractari la a se angaja, sunt destul de dornici pentru că mulți dintre ei își cunosc menirea, știu ce au de făcut pentru copii, pentru familie și doresc să lucreze undeva. Bun, dar știți și voastră că de la voință la putință e cale lungă. Da, e drept că până acum cei care au fost mai insistenți și-au găsit locuri, da, și-au găsit locuri de muncă. Unii mai lucrează în continuare ca zilieri. Mulți au fost încadrați la autostradă, mulți au fost încadrați în unitățile agricole din zonă. Deci se mai găsesc locuri de muncă. Important este să și dorească. În ceea ce privește activitatea școlară, dumneavoastră aveți un liceu în Giurgiu. Un liceu pe care l-ați condus mult înainte de venirea la primărie. Ce puteți să-mi spuneți despre activitatea liceului? Mai funcționează la fel? Da, ce să vă spun? Este... Când erați director? A, nu așa se pune problema. Este o tradiție și tradiția, sigur că își pune cuvântul, lumea caută această școală, mai ales că se dezvoltă fel și fel de unități agricole care au nevoie de specialiști și care îi caută peste tot și nu au unde să găsească în județul Hunedoara decât la Giurgiu, pentru că este o școală de profil, unică de profil agricol în județ și care zic eu că încă pregătește specialiști de marcă. Problema este că prin curricula, prin programele școlare, pe înțelesul tuturor, nu este bine statornicit raportul între activitate teoretică și practică. Activitatea aceasta agricolă are un specific aparte. În primul rând că se face în aer liber, în al doilea rând că este pe sezoane și atunci întețim pe timp de iarnă activitate teoretică, iar când primăvara sau când anotimpul permite, întețim activitatea practică, nu se înțelege prea bine acest lucru de la nivel de minister și până jos, până chiar în cadrul școlii, în rândul cadrelor didactice. Există două categorii de personal. Personal de la disciplinele de specialitate și personal de la didactic de la disciplinele de cultură generală. Sigur că fiecare trage foc la oala lui. Trebuie să înțelegem cu toții că activitatea practică este baza. Și de ce spun acest lucru?
nu excelează elevii prin obținerea unor rezultate deosebite la bacalaureat. De aceea eu am propus întotdeauna trei forme de bacalaureat. Văd că s-a încercat cu două forme și mi se pare că se abandonează și această inițiativă până la urmă. Și de ce susțin acest lucru? Bacalaureatul de tip A să-ți dea dreptul să mergi mai departe unde vrei, iar bacalaureatul de tip B și C să te limiteze, adică să mergi acolo unde te pricepi. Asta era soluția pe care eu am propus-o. Asta în Franța este așa? Sau... Da, este și în Franța și sunt mai multe țări care au îmbrățișat această idee. Pentru că niciun om nu poate să facă toate lucrurile de o calitate excepțională. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă elevul din Giurgiu este pus în bancă cu cel de la DC Baldeva sau de la Vlaicu Orăștie să dea bacalaureat la matematică, se poate ridica la nivelul lui. Teoretic, da, dar practic... Teoretic, dar practic el, făcând un liceu de alt profil decât unul teoretic, da, aveți rătate din profesorului. Sigur că da, pentru că el între timp a mai țeselat o vacă, a mai furajat o oaie, a mai cărat mâncare la porci, deci el a mai făcut și altceva și are veleități pentru a practica o meserie în agricultură. Și atunci, zic eu, și bacalaureatul este important, dar să dozăm efortul în funcție de posibilitățile fiecare. Suntem pe final de emisiune, vreau să încheiem tot cu bani, cu bugetul. Cum vă așteptați să fie bugetul pe care îl veți primi anul acesta? Având în vedere faptul că i-am informat pe toți factorii responsabili de la nivel de județ cu privire la starea noastră și la proiectele pe care le avem de realizat în anul 2013, mă aștept să fim foarte bine sprijiniți. Nu mă tem de faptul că acest sprijin nu ar putea să fie chiar pe măsura nevoilor sau pe măsura bunăvoinței unora, pentru că e limitat bugetul, după cum cunoaștem, și la nivel de țară și la nivel de județ. Deci nu va fi destulător. Din ceea ce ați discutat până acum, credeți că veți găsi înțelegere și sprijin? Categoric da. Categoric da. Nimeni nu m-a refuzat sau nimeni n-a spus că nu este necesar să facem pregătiri pentru comemorarea lui Aurel Vlaicu sau pentru modernizarea drumurilor sau pentru dezvoltarea stațiunii, dar mă tem că posibilitățile vor fi limitate. Încă am această teamă. Ce le transmiteți locuitorilor noștri, Giurgiu, pe final de emisiune? Eu i-aș ruga să aibă încredere în continuare, să aibă răbdare că toate deodată nu se vor putea face și să nu ne scoată vinovați pentru majorarea impozitelor, pentru că acțiunea este o acțiune națională. Au văzut și dâns și cred că sunt bine informați că toate localitățile care au avut arierate au fost obligate să majoreze impozitele cu 16%. Sincer să fiu, noi n-am fi vrut să luăm această măsură, am fi vrut să ne limităm la 8% în acest an, dar am făcut-o pentru că am fost obligați să o facem. Deci nu punem vina unii pe alții, dar cetățenii să aibă încredere că facem tot ceea ce este mai bun pentru ei sau dorim să facem ce e mai bun pentru ei. Doamna primar, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi prezent în emisiune. Vă doresc succes în continuare. Vă mulțumim și noi. Oamenii și cu timpii după dumneavoastră. Vă mulțumim și ne străduim să nu călcăm pe ghimbi. Am înțeles. Domnul Dorișoarelor, domnilor, Ioan Voleanu, primarul orașului Giurgiu, a fost invitat în emisiunea Fotoliul Ghimbi. Adine Simeon este în mare meu. Mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!